Inspectoratul ăsta se ocupă de atentat, da? Da, Inspectoratul de Poliție Ciocana. Materialele sunt la avocatul ăsta, la anchetatorul Igor Deaconu și șeful anchetei este Iurie Băcărciuc. Dacă uitați, ăștia doi fugari, se văd pe acest panou informativ. Sunt mai mulți fugari, au și Caramalac, important. Da, uite, în primul rând, șor electric. Ăsta sunt Băcărciuc și ceilalți care i-au comis crimă. Bună ziua! Igor Fidiuș, mă numesc. Eu am dorit, dacă e posibil, să-l chemați pe domnul Iurie Băcărciuc sau pe anchetatorul Igor Deaconu, jos. Vă spun eu, Igor Fidiuș. Dar domnul ce filmează? Tot ce vede. Uftim? Tot ce vede. Filmez, de exemplu, polițiști fără mască la servici. Probabil așa e sarcina partidului să se infecteze cât mai mult. Domnul, cum vă numiți? Brega, Oleg. Dar de ce mă scrie acolo? Că eu nu vreau să intru. Împreună. Da, dar nu vreau să intru. Nu vreți? Dar vă sunteți împreună? Dacă o scobare domnului jos, spuneți pe start că îl aștept cu mare drag să fie echipat corespunzător. Dacă vedeți dumneavoastră, ați uitat de la masa asta până la geamă acolo. Băcărciuc Iurie și Igor Deaconu. Deci 201 la domnul. Cum? 201 domnul, dar. Eu am fost în data de 23 decembrie. La dânșii cu presa, cu TV8, deoarece atunci erau 83 săptămâni. De la atentat. De la atentat. Acum deja 10 luni de zile. 10 luni de zile, eu nu am un răspuns clar. Cum familia dumneavoastră? Fidiuș și Igor. Fidiuș, da? Fidiuș. Am făcut, vreau să combinăm câteva... Cum e? Greu, periculos, dacă avem blune fără mască. Nu am fost nimic periculos, mai periculos. Cine e bun fără mască? Era unul aici în cadru, dar a ieșit. Sănătate. Ce am început eu să spun? Sănătate, dar n-a vrut. În data de 23 decembrie, când am venit cu presa aici, deci acel Băcărciuc Iurie, el a fost înregistrat audio de către mine, deoarece el a spus la reporter, cât și la jurnalist. Dacă doriți să filmați, în fața inspectorată aici, nu este interzis. Deci este interzis să pune viața noastră o lege care... Nu e mult alt, la noi și sunt obiecte de secret, sunt argumente mai departe. Cum vă numiți? Ion mă numesc, avem camera. Domnul Ion, dumneavoastră, în primul rând, ar trebui să aveți în cel mai rău caz un exon, dacă nu numele dumneavoastră scrieți aici. Ei iau camera, auzi, el are camera, ei ne filmează, dar noi nu. Vă am explicat și ei și v-am rugat eu. Aveți obiecte secrete, de exemplu, detergent, dezinfectant din ăsta cu starnă-i făcut în subsoluri. Și aveți polițiști care îmblă fără mască la serviciu, da? De asta vă-i rușine, nu vreți să filmăm așa ceva? Toți suntem în mască, da, sigur că da. Am uneamăs cu mască, sub nas. Dacă și domnul respectiv e fără mască, da? Ei toți sunt fără mască. Focar de infecție. Agent pătrăgeri. Agent pătrăgeri. Sunteți în teritoriu, sigur că da. Sunteți diferiți, veniți din case diferite. Trăiți împreună aici, da? I-ați anunțat, dar să nu știu încă sunt data trecută, vreau să spun că... Deci termometru au, dar nu-l folosesc. Dacă domnul zice că suntem din casă diferite... Noi te-am pusat că crește temperatura, domnul. Așa e? Este temperatura, domnul prezident. E super. 32. Fiindcă ați intrat din casă diferită... Știi ce e important la voi? Că la voi scrie grupa sanguină, dar numele nu aveți. Da. Păi... Și scrie acolo 22 sau cât? Știi și cel mai rușinos, cum vă spun? Alexandru. Alexandru, dacă uite într-o cutie de carton, băi chiar de la gunoi ați luat. Da. Că după aceea la gunoi se duce, tu pui petiția acolo și ajunge la gunoi. Eu nu uit cât e de rușinos, uitați, înseamnă... Este pentru reclamație. Că sunt, da, reclamație chiar în cutie de gunoi. Petiție, reclamație, pentru
Bucești. Azurlițele acolo, sau e cam lada aceea de afară? Și faceți ce? Nu faceți. Așa trebuie să fie. Dar trebuie să știți ce-o spus. Petițiile și reclamațiile se duc la cancelare și se înregistrează oficial, nu așa în cutii de carton. Deci am spus pare acolo nimic. Dacă aveți direct... Dar până aveți să-și faceți cine vreau. Suntem la cancelare și înregistrat acolo. Dacă e așa, da, dar nu păcăliți oamenii că aici spun petiții. Eu ce vreau să atrag atenția, chiar și la biserică, la cutie mie, este lacă. Și-o pus sigiliu sau lacă, dar la voi aici la chestii care se filmează. Aici, auzi, deja e goală, nu știu noi, uite, vă arunca? Astăzi nu am trebuit să pun sfârtii de bomboane, de ce aveți voi aici? Astăzi nu am trebuit să nimeni nu știu ce. Lumea n-are încredere în poliție de a nu mai scrie plângeri, e că te-ai plâns că te-ai atacat, era să mori și cât 10 luni și încă n-ai niciun rezultat. Da, 10 luni de la atentatul cu umor și vreau să spun că bănuielile rezonabile care sunt luate în calcul o denotat de fiecare dată că acești polițiști, eu nu arăt către dumneavoastră sau nu spun la general. Sau acei polițiști, acei da. Acei polițiști, da, ei sunt în strânsă legătură și protejează unul pe altul. Înțelegeți? Și eu am spus așa într-un interviu că ei de grabă sunt luate unul pe altul, pe cu mască, că fără mască, dar lucrurile astea nu au notat de fiecare dată, bineînțeles. Fiind încalțați, echipați, dotați, salariați și pensionați din banii noștri, nu își îndeplinesc atribuțiunile de serviciu. Mai mult ca atât au un jurământ. Și dacă s-au filmez, o să vezi că jurământul ăsta, eu să-i dau citire. Da, 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 e despre drepturile omului. Chiar de la bun început scrie, de drepturile omului. Acum, la moment, sunt conducător auto de taxi. De taxi? Da. Aveți nevoie de serviciile noastre? Aveți nevoie de ce? De ce? Asta se numește manipulare, înțelegi? Domnul la pepin. Hai să grăbim de cu metri, da? Uitați jurământul aici, legea... Vrei să te lauzi că ai mască? Nu, 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 nu de asta. Noi cunoaștem dacă într-adevăr plătiți indemnizații pentru serviciile noastre. Noi plătim, dacă sunt... Tătă lumea contribuie, eu cumpăr o cutie de chibrite și o jumătate de... Orice ce... Rublă se duce pe serviciile de stat. Lași-mi eu, lași-mi. Chemați-l imediat. Și chemați-l pe gulea să vie jos. Să ne doare capul. L-a schimbat picule sau nu? El atâtea înregistrări are cu mine, Oleg, tot un taximetrist care a fost cândva, a fost colaborator de poliție și acum s-a pensionat, Tinder-ul îi spune, da? E că e jos sus de salut. El mi-a spus că zice și păi înregistrările astea care le-ai făcut cu gulea, se vede că, știi cum este o vorbă, dacă dintr-un om faci un polițist, din polițistul om nu mai faci. Și cineva spune din zicalul asta că, uite, el s-a dus, aflând că eu am aceste înregistrări, eu a spus lui Gulea, știi ce faci asta? El își deconectează telefonul fix din birou. Și-o tăie provodul, știi? Eu am rămas uimit, îl întreb pe Gulea, dar eu vă spun pe dumneavoastră că toate înregistrările care le-am făcut cu Gulea, le-am făcut de acasă și le-am făcut la dânsul în birou. Și am dat de înțeles, uite, acești subalterni a dumnealui nu își îndeplinesc atribuțiunile de serviciu. 10 luni de zile, băieți, la atentat cu umor de pe strada Milescu, Pătarul Nou. Acel criminal care vine cu voi sunteți de atâtea ori filmați, puși pe rețele de socializare, la știri, chiar eu nu vă dă vouă de înțeles, clar. El prinde la curaj, poate să vină să mai atentez odată la viața dumneavoastră sau pe mine poate să încerc să mă omor. Foarte corect. Uite, eu am zis de jurământ că fiindcă eu am adus domnul respectiv, eu n-am să-i dau citiri, eu nu sunt polițist, dar cineva pe mine m-a încurcat și m-a încurcat în primul rând acel tantin. Că la 7 secolul număr 4? Bună ziua! Bună ziua! Ia că pe bază este domnul Bacarciuc. Da. Că sunt sigur că duci deja l-am adus pe Oleg Brega. Da, eu îl cunosc. Îl cunoașteți. Da. Dar vedeți câte imagine vă fac eu dumneavoastră cu televiziune. Cu activiști civici. Mulțumesc, mulțumesc. Vreau doar un singur lucru. Vreau doar un singur lucru să știu. Din cauza că data de 23 decembrie, eu am venit cu presa, cu cei de la TV8, dumneavoastră ați insistat ca să fie oprit camera. Și înregistrări. Eu totuși m-am înregistrat. Mi-am să-mi fie 13 minute înregistrat pe acest telefon. Și eu tot m-am înregistrat. Domnul Bacarciuc, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră în prezența lui Oleg Brega. Aveți un răspuns pentru cetățeanul Igor Fidiuș, care a fost atentat cu umor la comandă în data de 5 aprilie 2020? Domnule, eu am înțeles asta. Întrebarea, încercați să înțelegeți și dumneavoastră. Când v-am rugat să încercați filmarea mea din centrul inspectoratului, dumneavoastră cunoașteți din ce motiv a rugat. De ce? Orice inspectorat de poliție este un edificiu și un obiectiv
Uitați, camera video filmează. Corect, dar dumneavoastră și alte terți persoane n-au acces la video. Dar de ce dumneavoastră nu mi-ați dat până în ziua de azi un răspuns? Domnul, eu încerc să vă explic și dumneavoastră mă trebuie. În încinta inspectoratului este camera de armament, este camera de păstrare corpului de liber. Nu facem. Vă rugă, nu credem, arătați unde, da. Să vedem. Da. Adică, uitați, eu știu că voi sunteți oameni serioși. Noi nu vrem cu carcasă, noi nu vrem cu carcasă la contrabandă. Întâlnesc-o la contrabas cu arme luate din piramida de stat. Eu vreau să spun că nu vreau să mă abat de la subiect, dar eu aștept răspunsul din cauza când eram inginer șef în domeniul vânătului. La Strășe și să spun că la Malcoci și focuri de armă, nu știu absolut cu tot. Văd că este demis acest voi de funcție. Nu știu cine îi duce interimatul, dar eu până în ziua de azi nu am răspuns timp de 10 luni de zile de la dumneavoastră ca șef a închetei. Despre cel de acolo care dumneavoastră v-ați cerut scuze, acel analfabet, cum i-am spus eu, că sunteți înscris și acolo vorbit, când îl întreabă de la celălalt capăt de telefon un reporter sau un ziarist de la ziarul de gardă și îl întreabă, spuneți vă rog ce cunoașteți despre el. Și spune Pampei, întrebați atât un filiu. El pe mine și mă fac polițist, așa. Da. Eu sunt fost lector universitar, nici de cum polițist. Eu am înțeles. Dar știu că de bine a pune întrebări pe atentatul care el a fost la comandă și mi-a spus de acolo. Este un post. Colaborator sau coleg de-a dumneavoastră. Domnul Fediuș, ce dumneavoastră coșa tondă? Eu am un timbru mai ridicat și asta s-o cunoască toată lumea din cauza. Nu ridicați timbru. Nu ridică nimic, îți spun masca. Uitați, eu o scot dacă vreți să spuneți. Chiar și dacă scoateți masca, haideți. Dodon, poate vieți aici, uite, de la Candu cadou, mi-a dat, eu vreau să fac tipar. A, ia ca așa, nu ca să fac scenarii, dar să știi un singur lucru, folosesc această mască, tip post, nu de... Vreau să spun cu politic. Vreau să știm un singur lucru. Până astăzi, 21 ianuarie, eu nu am un răspuns clar. Din cauza că v-a sunat Igor Popa, Igor Popa deja știe, mă lepcine, și vă spun